Salut, prieteni pescari, sunt THL și vă invit, ca de obicei, la o nouă emisiune marca Mincinoșii, în care v-am pregătit o nouă porție de pește mare și mult. Așa cum am promis în primăvară, ne-am întors la balta Palatului Căciulați pentru o partidă de 24 de ore, în care ne-am dorit să prindem și câțiva dintre crapii mai mari ai lacului. După o pauză de 3 ani, timp în care s-au schimbat multe lucruri în bine la Căciulați, am făcut o ieșire în luna mai, alături de prietenii Dan și Cristi, și ne-am bucurat de câteva drill-uri cu pești extraordinari. Dintre toate exemplarele pe care le-am făcut vedete, s-a evidențiat un superb șalău de aproximativ 2,5 kg, un pește cu care nu se pot lăuda mulți pescari de spinning. Bun, să lăsăm la o parte amintirile și să revenim în actualitate. După ce am observat că vremea se va răci ușor, pentru o scurtă perioadă de timp, am decis cu Tibi că acela ar fi momentul pentru o partidă de 30 de ore. Am împărțit rolurile, eu în spatele camerei, el în spatele lansetelor și am pornit spre Căciulați. De data aceasta ne-am așezat pe standul 19, unde se găsește o căbănuță cu dotări de top, după cum urmează: pat dublu, canapea extensibilă, aer condiționat, frigider, televizor, toaletă, cabină de duș, boiler pentru apă caldă, curent electric și lumină exterioară. Am hotărât să pescuim plantat, având la cârlig boilers Super Red de 20 de mm de la Seduction Baits, dar și boabe flotante de culori diferite, montările urmând să fie așezate pe un pat combinat de bile fish meal, squid și căpșună și pellet boilers cu aromă de usturoi. Am descoperit că în stânga noastră pescuia un fan al emisiunii, Adrian, cu care ne-am împrietenit imediat, el fiind și cel care a spart gheața cu un comun de cam 4 kg. L-a urmat cu un ciortănaș sub un kilogram, dar și cu două ratări, care n-au supărat, dar măcar ne-au certificat că mustăcioșii începuseră să intre pe zona înălită cu boilers. În prima zi, după mai multe încercări și după multă căutare, cred că avem și al doilea drill cu ceva care pare un picuț mai mare. Să vedem. Ce am făcut, ce am încercat, cu ce ne-am
neapărat. Cu ce am venit pe baltă ca să... de toate pe baltă, ca întotdeauna, dar până acum am avut succes mai mult la momeli flotante. Bineînțeles, nădit cu boilies și biletari și solubile din bărcuță. Se pare că am început să contureze patul de nadă, să așeze și peștele. Ce zona cu pragul în care am pierdut un pește mai devreme. Poate că de data asta reușim să-l săltăm. Am mai stat la o gustare și un pahar de vorbă și dintr-una într-alta a început să se însereze. Am zis că este momentul să replantăm cele patru lansete și să refacem patul de bile, având speranța că liniștea, răcoarea nopții și vântul care bătea înspre noi vor determina crapii mai mari să se hrănească. Așa a și fost. Pe la ora 1, unul dintre senzori a sunat prelung. Tibi a înțepat și a început un drill cu un pește mult diferit față de ceea ce văzusem noi în acea zi pe baltă. Ne trecusem în cont un exemplar frumos și bătăios, dar cumva bănuiam că nu va fi singurul. După cam o oră și jumătate, soneria unui avertizor s-a activat, iar Tibi a fost din nou la datorie. Al doilea pește al nopții? După un exemplar super de 12 kg, hai să mai vedem ce se mai întâmplă. Suntem la al doilea drill pe timpul nopții, după ce am scos un crab românesc de 12,7 kg. Am înțepat ceva un pic mai, posibil mai îmbrăcat, cu siguranță mai furios. Acum, destul de greu să manevrăm pe sub lansete, noroc că avem lumina lunii. Aproape un sfert de oră, nu reușim să-l aducem mai aproape de mar. Un drill destul de dificil. Deja două lansete au fost agățate. Nu vrem să forțăm peștele ăsta, fiindcă fiind vară, știm că peștele se poate hrăni mai anemic și atunci preferăm să o luăm ușor, mai bine mutăm lansetele afectate decât să încercăm să navigăm în jurul lor. E mai sigur și pentru noi și pentru pește, bineînțeles. Posibil să avem ceva mai prezentabil de data asta. Încă o dovadă că pescuitul la boilies funcționează pe orice baltă. Așa că pescuiți cu încredere la boilies oriunde vă duce. Părul nostru de stand, Adrian, ne povestea mai devreme că pe baltă asta se pescuiește aproape exclusiv cu porumb. El a spus că nu pescuiește la boilies niciodată, deși este un client fidel al bălții. Dar iată că dovedim că o bilă bine făcută și bine plasată, cu pescuind pe un pat de nadă consistent, poate aduce rezultate chiar și pe o baltă care nu e obișnuită cu astfel de momeli. Cumva putem spune că... că boilies fără... sunt o nadă de selecție. Nu, și fără să exagerăm, calitatea bate cantitatea. Adică, că
Lângă noi, în stânga, au fost niște băieți care au prins 10-12 bucăți, uh-huh, 2-3 kg. Noi n-am avut... Ei pescuind exclusiv cu porumb, să precizăm. Da, numai cu porumb. Plantat, toată lumea pescuiște plantat aici la Căciuleaz, dar noi n-am avut randamentul ăsta, dar pe de altă parte nici nu ne-am propus așa ceva. Ne-am propus să facem selecție și să facem pad de nadă cu boilers, să pescuim cu boilers și cu plastic, dar pe pad de boilers. Și uite că... A dat roade. Da. Știam că există pești mari în baltă, sunt peștii bălții, bătrânii lacului. De-aia sunt și așa de nervoși. Exact. E posibil mulți dintre ei nici să nu fi fost prinși vreodată până acum. Da, din păcate pentru ei, cei care sunt cam prinși, cam pleacă pe tigaie, cum zic eu. Deși regulamentul spune cu totul altceva, peste 5 kg se eliberează, dar știm și noi că lumea nu prea eliberează. Dar Cornel, cel care se ocupă, încearcă din toată inima să rezolve problema asta și uite că într-o baltă există populată cu pești între 1 și 3-4 kg, există pești de 10, 12, 14 și să vedem, poate cine știe. Poate peste 15. Da, să vedem. În orice caz, mă bucur că am găsit aici un ecosistem foarte sănătos, foarte variat. Am văzut, ne-a arătat Cornel poze că are și lin în baltă, are crap mare, are ten. Să nu uităm că noi am prins în primăvară șalău. Da. Șalou frumos, șalou de concurs, șalou de, cred că peste 2 kg. Deci pește este și e frumos și e destul de mult. Uliu. Stai cu minte că e peste 10. Este peste 10, da. Ușor, ușor. Vai. Peste 12 asta. Vai, bravo Tibi, bravo Tibi, bravo Tibi! O bilă tare de 20 de la Seduction. A fost. Și acum s-a transformat într-un crab de 20. Mă, ce gras. Crapul de 17 kg ne-a bucurat enorm, dar ne-a și trimis la culcare. Mulțumiți că am reușit să prindem două exemplare superbe din peștii vechi ai bălții. Era clar pentru noi că folosind boilers și nu un covor de porumb, am putut să facem selecția, demonstrând astfel că solzoși și bătrâni preferă întotdeauna o hrană de calitate. A doua zi a început cu un cer senin, fără urmă de nor și cu temperaturi mari încă de la primele ore. Canicula se reașeza peste București, așa încât am decis să strângem sculele înainte de 12, ca să evităm pe cât posibil arșița prânzului. Tibi a mai înțepat dimineață un ciortan, care avea puțin peste un kilogram, aceasta fiind și ultima captură a partidei. În încheiere, să povestim puțin și despre balta Palatului Căciulați, aflată la aproximativ 20 de kilometri de capitală, în apropierea autostrăzii București-Ploiești. E vorba despre un bazin de aproximativ 30 de hectare luciu de apă, pescarii având la dispoziție numeroase foișoare, pontoane, o cabană, cea în care am stat noi și despre care am vorbit deja, plus două rulote de lux dotate cu cabină de duș și toaletă, aer condiționat, televizor, șemineu, bucătărie utilată cu aragaz și aparat cu microunde, sufragerie generoasă cu canapea, dormitor pentru copii cu două paturi și dormitor matrimonial.
Conform regulamentului, la 12 ore taxa este de 100 de lei, cu reținere 5 kg de crap și 5 kg de caras, iar pentru 24 de ore prețul și cantitățile se dublează, cu mențiunea că exemplarele de peste 5 kg se eliberează imediat. Există vești bune și pentru pescarii de spinning, deoarece este prezentă o populație numeroasă de știucă și șalău și se poate pescui din barcă, doar în sistem prinde și eliberează, contra unei taxe de 80 de lei pentru 12 ore.